Polițiști de frontieră care câștigă milioane la nunți primesc donații generoase de la rudele din străinătate și au mașini luxoase care ar costa mai nimic. Sau alții care își ascund firmele și se împrumută de la afaceriști apropiați de Vladimir Plahotniuc. Asta au descoperit reporterii Rise Moldova după ce au analizat peste 500 de declarații de avere ale angajaților Poliției de frontieră. Colonelul Vitalie Briceag este șeful Direcției Urmărire Penală a Poliției de Frontieră. Din declarația sa de avere lipsesc două companii, au constatat reporterii Rise Moldova. În una, Briceag deține 50% din capitalul social, iar a doua îi aparține soției sale. Experta anticorupție Cristina Țărnă explică de ce funcționarii publici sunt obligați să declare firmele pe care le dețin. Dacă ai o anumită companie, tu, alt subiect de declarări împreună care depui declarația, soția, copii minori, și ei dețin o anumită calitate într-o anumită companie, e important să fie indicat lucrul ăsta în declarație ca să se cunoască zona intereselor personale. Nu neapărat că el îți produce sau nu îți produce venituri, fiindcă ar putea să fie folosit și în scop de, nu știu, spălări de bani, să participe pur și simplu în niște licitații în care aranjate. În 2017, Vitalie Briceag ar fi primit de la tatăl său o casă cu piscină estimată oficial la aproape 2 milioane de lei. Vila cu suprafața de aproximativ 300 de metri pătrați se află în satul Colonița. Soții Briceag conduc 7 mașini, 2 se află în proprietatea lor, iar 5 sunt deținute prin diferite tipuri de contracte. Demnitarul a evitat orice dialog cu jurnaliștii. Tot în 2017, Vitalie Briceag a împrumutat 4 milioane de lei de la un om de afaceri care deține un local și un lanț de magazine de mobilă. Creditul ar fi fost luat fără dobândă și trebuie returnat în 10 ani. În același an și în aceleași condiții de creditare și soția sa a împrumutat aproape 1 milion de lei de la Dorin Pavelescu, o persoană cheie din anturajul lui Vladimir Plahotniuc. Fiind întrebat în ce relație este cu Briceag și de ce i-a oferit un împrumut fără dobândă, Pavelescu a spus că va reveni cu un apel telefonic, însă nu a mai făcut-o. Oleg Papuc este un alt angajat al Poliției de Frontieră care nu a declarat firma deținută de soția sa Diana, mai scrie Rise. Încă de la fondarea companiei în 2013, Diana Papuc este și administratoarea ei. Polițistul spune însă altceva. Mai uitați-vă atent, vă rog, figurează cu certitudine. Figurează, a fost indicat așa cum se cuvine. Deci, uitați-vă, cota soției, deci este de 100%. Doar ei gestionează și se ocupă cu chestia respectivă. Doar soție. Firma Dianei Papuc deține o gheretă de detergenți în orașul Vadului Vodă. Într-un anunț publicat în 2014 pe site-urile de specialitate, Oleg Papuc apare drept persoană de contact pentru doritorii de a se angaja la acel chioșc. El lucrează însă la Poliția de Frontieră din 2010. 3 ani mai târziu, Oleg Papuc a fost sancționat disciplinar pentru că nu și-ar fi îndeplinit cum trebuie obligațiile de serviciu. El a cerut anularea ordinului respectiv în instanță, însă a pierdut procesul. Sume enorme se regăsesc și în declarația de avere a unei alte angajate a Poliției de Frontieră, Alina Ududovici, de la Direcția Cooperare Internațională. Nunta, care a avut loc în 2017, i-ar fi adus aproape 4 milioane de lei. Suma este de 30 de ori mai mare decât a reușit proaspăta familie să câștige timp de un an din salarii. Soțul ei, Dumitru Ududovici, deține 50% dintr-o companie care se ocupă în special de exportul de fructe și legume. Tot în 2017, firma a câștigat un contract în valoare de peste 1 milion de lei pentru furnizarea unor echipamente către Regia Autosalubritate din Hâncești. Solicitată pentru o reacție, Alina Ududovici a spus că nu oferă, cităm, informații personale. Din analiza declarațiilor de avere depuse de polițiști și de frontieră în ultimii ani, Rise Moldova a mai observat că unii au indicat prețuri foarte mici pentru automobilele lor, indiferent de model, marcă sau anul fabricării. De exemplu, Victoria Cebanița de la Serviciul Integritate Profesională a scris că și-a cumpărat un automobil Smart 4 Fur fabricat în 2005 cu 1000 de lei. Eugen Levco de la Direcția Cooperare Internațională și-ar fi achiziționat un Renault produs în 2007 contra sume de 500 de euro. Și Vasile Pâslaraș, șeful secretariatului Poliției de Frontieră, ar fi plătit pentru un Nissan Qashqai din 2007 și pentru o mașină mai mică de tip Smart fabricată în 2001 câte 500 de euro. Tot cu 500 de euro și-ar fi procurat un Volkswagen Passat din 2012 și Veceslav Scurtu, angajat al Direcției Control al Frontierei. Laurențiu Moraru, șeful serviciului Evidența, a scris că a dat mai puțin de 500 de euro pentru o Toyota din 2007 și că a plătit 250
60 de euro pentru un Hyundai din 2010. Rise Moldova a aflat că anul trecut Moraru și-a scos în vânzare Hyundai-ul la un preț de 50 de ori mai mare decât cel indicat în declarația de avere. Nici la capitolul donații încasate în 2017, polițiștii de frontieră nu o duc rău. Cel mai mult a primit Veceslav Garștea, șeful adjunct al poliției de frontieră de la soacra sa din Spania. Este vorba despre peste 85.000 de euro. Pe locul al doilea este Nicolae Culeac, un subaltern de-a lui Garștea. El ar fi primit peste 40.000 de euro de la soacra și cumnatul său din România. Contactat de un reporter Rise, Culeac i-a pus la rândul său trei întrebări. Ce anume vă interesează? Care ar fi motivul că vă interesați? Ce ați văzut neclar? Ulterior, Culeac a evitat orice dialog. Întrebați dacă au verificat în ultimii doi ani declarațiile de avere și interese personale ale polițiștilor de frontieră, responsabilii de la Autoritatea Națională de Integritate au spus că, cităm, din statisticile pe care le avem au fost examinate două sesizări de genul dat. În privința unei sesizări a fost emis procesul verbal de clasare a cauzei și a doua sesizare este în lucru.